Lumea întreagă e ce vezi, pădure și munți. Desigur că dincolo de ele suntem noi, mulți, în orașe. Și el, Andrei, știe că e așa, dar până la toamnă alungă gândul că va coborî în lume. Mai are câteva zile de școală, ultimele. Și pentru el, și pentru școala din Dobraia. Când va pleca el, mai rămân doi elevi. Și poate școala se va închide după 50 de ani. Drumul lui spre școală, o oră prin pădure, e deja poveste și început de film. Nu mai pot să merg. Am îmbătrânit. Au venit ani grei. Coborâm ca în greu. Ca în greu coborâm. Ce să faci? Aici ne-am pomenit. Unde să ne ducem? N-avem ce faci. Asta e viața noastră. Hai, rămas toate pustii cășele. Nu mai este nimeni. Nu vedem pe nimeni. Ori nici aici acasă e pustii, ca și la munci tot pustii. Satul a rămas fără de lume. Gelul să mâi tot fânul baba până vine baba la băi. Baba de bia a coborât. E bătrână, nu mai poate să meargă. Au, Doamne, 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 cât am mers. Cred că am la roată pământul ăsta l-am ocolit. Așa, de când la viață, la copilăria mea, de când am fost eu, Doamne. Da. Cât puțin ajutăm copilul, nipotul, să nu fie fără școală, Doamne. Că e greu fără școală, unde se duce fără școală? Că lumea e gata. Când a fost iarna, m-am mai dus cu el. Când a fost nemieță mare, la Doamna, la școală. Că și ea e departe, vine departare și ea. Îmi pus sănătatea aia acolo să șade. Altul n-ar fi stat, Doamne. Eu de câte ori am zis că trăia, mă, Marinelu. Eu una mi-s bătrână, am 64 de ani, dar eu acolo n-aș ajungem pe pădurea. Nu vreau, Doamne, să rămână fac copilul cu 4 clase. Curent avem. Dar la apă, când merge, Doamne, când nu merge? Când? Ce să faci? Mi-l apă. Acum a venit ghiș, a venit, Doamne, cu limba, seara am stat cu lampa. Tot cu lampa, mai mult cu lampa seara. Să zicem. Copilul meu zice că, păi mama mică, când muriți voi, nici eu nu mai stau aici. Și eu mă duc, eu cum să mai stau de unul singur. Dacă analizează Dumnezeu, cum am trăit pisea pe coastele astea? Păi simțim noi, Doamne, că ne ajută. Simțim că ne ajută. Dacă nu faci rău la nimă, Doamne, îți ajută Dumnezeu. Dacă faci rău atunci la Dumnezeu, ce mai gândești? Bunica lui Andrei. Din toamnă îl va aștepta în fiecare vineri să vină de la școală. Am coborât să ne întâlnim că am înțeles că urcați sus la noi și trebuie să ne întâlnim cu dumneavoastră, că sunteți prietenii noștri de mulți ani de zile. Cred că vă plac zonele noastre de aici de sus, de la muntele nostru. Și oamenii cred că de asta aveți atragere să veniți la noi. Lazar, ai dreptate. Ne place să urcăm poteci. Și ca noi mai sunt mulți. Dar nu pentru poteci urcăm. Pentru oameni ca tine, care știu să se bucure de întâlniri. Aici sus, fiecare om e un semn. M-am născut aici, așa, aveam casă lângă scări. N-am fost la școală nici o zi. În armată am mai învățat și am obținut certificat de 4 clase. Aveam, cred că, vreo 12 ani. Atunci am coborât prima dată. Auzeam și eu că se coboară, dar nu erau scările pe timpul ăla. Erau numai așa,
scârb, deci asta era denumirea atunci pe cârligă. Da, asta era denumirea, știi. Puneai piciorul pe pietre, așa era locașul. Te asigurai cu mâna și după aia puneai piciorul. Încărat ăla de toate, când ăla ne ducem la Herculane să ne luăm ăla. Am încărat și malaie și ăla, când mai materiale pentru ăla, pentru acasă. Ciment, dacă ai avut nevoie de o cărămidă, dacă să faci o sobă sau ceva. Am urcat pe aici așa. Asta o vrut Dumnezeu, cred că am rămas aici așa și până la ultimul, când o fi. Am avut 6 copii. A fost greu, că am ținut aici așa la școală 4 ani, după aia am dat la Bogălcin. Fost într-o timp, a fost internat, după aia s-a desfințat internatul. Am ținut prin gazdă, prin... și era greu. Acum sunt plecat tot în toate părțile, numai mai am un băiat cu ăla cu mine. Din 6 frați, mai suntem numai 2, restul s-au dus cu Dumnezeu. Poteșile sunt mulți care se împăduresc și din ce, tot mai... sunt mai împuținăși. Ce să facem? Pe aici așa, zonele așa, au zandrii ăla din bătrâni, că a fost ăla păduri. Pe parcurs, pădurul să rămână iară. Asta e viața, nu? Nici nu ne-am făcut toți odată, nici nu plicăm toți odată. Cum ne dea Dumnezeu. Dacă mă duc la lucru sau plec într-o cale, să ăla mă rog, Doamne, să mă port ăla în pașe, să nu dau din acazuri. Mă gândesc că ăla când la coborâre și când am coborât ăla de jos, iară, Doamne, mulțumesc că m-ai coborât bine. Fără el nu plec niciunde. În el am tot energia. Nu îmi pare rău de ăla deloc, până îi mulțumesc pentru tot ce ăla și m-a dat. Și îl rog și de acum încolo să mă ajute ca până acum. Să vă mai aducă Dumnezeu, să mai stăm de ăla de vorbă, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. Dumnezeu să vă dea sănătate și putere să mai veniți. Pentru noi e o bucurie că mai avem cu cine să stăm de ăla de vorbă, că na, dacă sunt puține acum, da. Îți par oameni ca noi, când plâng fără putere, când merg ca și cum am merge noi. Abia seara, când rămân singuri și pădurea e peste tot, începi să le auzi puterea. Nu voi pleca niciodată. Niciodată nu voi pleca pe... pentru că nu vreau să-mi părăsesc locul natal. Am 50 de ani și de 50 de ani, de fiecare dată când mă trezesc cu ochii pe ele. Numai pe stânci, pe pădure, pe... Am rămas copil orfan de 3 ani când a murit tatăl meu. Am rămas numai cu mama, fiind o familie foarte săracă, a fost foarte greu și a trebuit de mic copil ca să iau grijile casei. Am fost 5 ani cioban la oi, în munte, și după aceea mama a angajat, mi-a dat Dumnezeu 3 copii și deodată sunt foarte mulțumit, foarte bucuros pentru ei. La noi condițiile sunt foarte, foarte grele de a întreținut un copil la școală. După un anumit timp, o anumită perioadă de ani buni, m-am înscris la liceu, la 47 de ani, vârsta de 47 de ani. În primul rând am vrut, ca pe sufletul meu, dacă m-am oprit la 8 clase, fiindcă mama n-a mai putut să mă mai întreține la școală, am vrut totuși eu să văd cum e cu liceul terminat.
am avut o ambiție extraordinar de mare dintr-un punct de vedere. Eram foarte sărac și eu am mers, nu am avut ghiozdan la școală. Am avut un sacou în care, acolo țineam cărțile, caietele, 4 ani de zile, numai în opinci am mers la școală. Și după 4 ani de zile, începând din clasa a 5-a, mi-a cumpărat mama o pereche de tenis, pentru că trebuia la sport, care îi țineam numai în plasă, numai la ora de sport. În viață este important, cu toată experiența prin care am trecut, fie omul cât de sărac, să aibă sănătate. Sănătatea este cel mai important lucru. Trebuie să fii un om foarte, foarte puternic în suflet și să fii hotărât. Asta vreau de la viață. Și pe drumul ăsta merg de la viață, vreau ca copiii mei să nu mai se știe că are un tată care s-a bătut pentru ei. De la fiecare îmi doresc ca toți să aibă studii superioare și permis de conducere. Mă iubesc foarte mult. Foarte mult îi iubesc pe copiii mei. Dumnezeu este în sufletul meu. Deci Dumnezeu este chiar în sufletul meu. Eu și dimineața și seara și în timpul zilei eu mă rog la Dumnezeu. Nu-mi pare rău că n-am plecat. Suntem mai aproape de Dumnezeu, cum ar veni. Suntem în vârful muncii. Mă sunt fericit aici, așa, de ce nu? Și mă mândresc, nu ca alții, poate spun că, opa, nu spun de unde sunt, de acolo, din fără munci. Doamne, asta e, aici m-am născut, de ce să-mi fie rușine cu zona noastră, că urcăm pe scări. Coborât decât eram, eu știu, nici la școală nu eram. Coboram cu bunicul, bunica, la băi, coboram pe aici așa, mă coborau de mână, eram micuț. Când am crescut și am cărat pe aici așa, greutăți, am scos ciment și materiale, pe ele, pe aceea, am și coborât. Am scos odată sac de 50 de kg de ciment, de câte 3-4 ori am urcat pe scara. Și, multe, și scândure, eu știu, am mai coborât pe aceea, am scos, am urcat, butoaia am urcat. Un vecin. Nu sunt supărat, nici să fiu supărat. Dacă asta a fost zona, ne mândrim cu ea, că e frumoasă, avem zona frumoasă. E un pic mai greu de tăit, da. E aer curat, totul, apă de izvor curată, tot. Asta că e un pic mai greu. Nu avem drum, nu curent. Asta ne-e. Când sunt la capăt de drum, ori au căzut, fiecare cuvânt e un semn că sunt puternici. E bine să te dai în calea lui Dumnezeu. Așa m-a dat Dumnezeu bunul de El. Să ne dea El, trebuie să purtăm. Trebuie să suportăm. Dumnezeu ne-a făcut, Dumnezeu ne e. Aia. N-am fost deloc la școală, domnule. N-am fost. Mers în alfabetul. Când era școală atunci. Când m-am născut eu. Am mai învățat prin oameni așa să mă escalez, să mă... Aia știu să mă escalesc. Am 3 fiseuri și 2 fete. Fetele fiecare la casa lor, copiii iar zine. Aia, uite așa, cam greu, dar cu vice, cu... Aia crescurile Dumnezeu, s-au gândit, sunt fiecare la casa lor.
Mie m-a fost drag aici. La alții nu știu cum a fi. Pe picioare îi duceam. Pane în băi și înapoi. Cu trașta în gârcă. Sau cu calul. Toată ziua papa. Era greu de noi. Și acum e greu, doamnă. Nu-i drum aia. Drumul ăsta ne omoară. Ei, Doamne, Doamne, ei, Doamne, că am umblat în viață. Pe la târgu tot eu eram cu târgu, cu grija căși. Trebuie să bați târgul și să duci și trebuie acasă. Am avut cu inima și am fost la Severin. De la Severin m-a dat niște pastile. Că se le beau în continuu, jumătate se beau pe zi. Și când am simțit că mi-e bine, eu nu mai beau. Nu mai beau, am început să lucru. De la un timp mă și tăiesc după cap în vână. Puțin așa, singe, mă ieșit, un cheac. Și ala m-a căzut în picior. Și m-a negrit pisiorul. Un copil am eu m-a luat într-o zi și m-a dus la Timișoara. La Timișoara, când am mers, s-au strâns numai doctori lângă mine și au zis, un doctor. Și că deși n-ai venit mai devreme, că îți trăgeam sângele. Dar acum n-avem decât să stăiem pisiorul. O negrit până la genunchi. Și nu l-am mai putut tăia de jos, că eu sunt negru. Și mi l-a tăiat de și așa. Și după zi nu închide. Mi l-a tăiat. Dar nu mă doare. Mai ies aici la vireață, mă mai uit pe crua ăsta. Mă mai uit. Mi se urește aici tot primânindu-mă. Mă mai pune la vireață și mă uit. Mi-e greu ce să fac. Dar mă scoți afară când e cald și mă primene pe afară. Pentru că mă duce la grajul ăsta și mă încolo. Mă duce pe la graj. Nu-i vremea bună. De cu geste se va în urma mie când noi muri. Auzi unde să iei să trăiască. Ai mai auzit de inelet? Și știi că mulți sunt cei care urcă pe aici adeseori. Nu pentru a schimba lumea lor, ci pentru a ne face cu toții mai puternici, precum sunt ei. Iar ei sunt medici, au auzit de nevoile lor și fac același drum pe scări. Triggerul principal a reprezentat seria de documentare Izolați în România, care ne-a impresionat și pe noi, cum a impresionat atâta lume. Și am zis că ar trebui să mergem la acești oameni, să îi ajutăm cu ceea ce știm noi, cu servicii medicale. Acum urcăm pe scări. Urcăm frumos. A, ajungem la scări deja? Am ajuns. Super, tare. Urcat. Urcat dumneavoastră primul. Urcat dumneavoastră. Eu rămân la urmă, că știu, nu-i explicat nici asta. Am zis, dacă tot o facem, să o facem ca lumea, să o facem măreți, adică să mergem acolo cu cât mai multe servicii medicale posibile. Și astfel am ajuns la acești oameni cu o serie impresionantă, aș putea spune, de servicii medicale. Nu doar o consultație generală cu măsurarea tensiunii și a datelor antropometrice, dar și o gamă destul de largă de analize de laborator. Am reușit să aducem toate aceste echipamente și materiale consumabile necesare pentru acești oameni și să strângem un grup de voluntari, de 22 de medici din diverse specialități pentru a face acest lucru. În fiecare zi, între luni și vineri,
la 8 jumate dimineața, dacă cineva are o problemă, vă puteți adresa și veți fi în legătură direct cu spitalul județean, adică cu oamenii ăștia. La 8 jumate noi vom fi pe linie, toți acolo, la raport. Și dacă aveți ceva, intrați, veniți cu omul, îl vedem, îi punem întrebări și îi spunem ce să facă. Bună ziua! Da. Hello! Salutări de la Ineleț! Salutați-l ca să știe că cu dumneavoastră va vorbi. Da. Doamna este corespondentul din zona asta. Da. Acum, aici aveți medicamente pentru diverse probleme și scrie pe fiecare, cutie și noi le-am pus pe categorii. Da, aici, durere de inimă. De inimă, da. Cum se ia? O tabletă sub limbă la nevoie. Scrie pe toate, două da. Pe zi. Pentru apă, elimină apa, tensiune. Așa, durere, febră, răceală, 1 la 8 ore. Cine spuneți pe Skype? Da. Uite, i-am dat aia și dacă e bine sau nu. Și noi vă spunem. De 2 ani, la școala din Ineleț, nu mai sunt elevi. Am deschis-o noi. Sau când sunt alegeri, aici se votează. '88 de suflete din 7 cătune au coborât muntele ca să vină la medic. Vă urăm bun venit la caravana noastră medicală. Ne-am gândit să vă oferim aceste servicii medicale, ținând cont că trăiți într-o zonă mai puțin accesibilă. Suntem un grup de doctori din mai multe specialități și vă vom face o evaluare a stării de sănătate. Haideți să facem numărul 1, ia ce pe dreapta, numărul 2. Poftiți! Mergeți aici la domnul Șarele doctor. Pentru câteva ore sunt și ei în rând cu lumea noastră și au cui să se plângă. Că mai au și ei dureri, că muntele nu li se pare greu la urcat. Doar pustiul e cel care îi sperie. Dureri în piept ați avut vreodată senzația că nu primiți aer la eforturi minime? Nu. Nu. Mai e cineva care n-a trecut la analiză și s-a luat probele de sânge, care a rămas fără probe de sânge de aici? Nu, cred no. că nu. Apt pentru, dacă știe puțin, pentru, pentru lupta vieții. Se întorc acasă și uită că îi doare, că nu au un medic aproape. Știu că-s puternici și că pot trăi în pace și așa. O vorbă face cât 10 leacuri. Dacă într-o zi vei urca și tu pe aici, după scări, e o potecă. Să te abați de la ea. Casele lor sunt ascunse pe văi și te așteaptă. Nu îi vezi decât dacă îi cauți. Final de film, sau Andrei, cel care va fi, poate, ultimul locuitor din Munții Cernei. Dar până atunci mai e. Să ai putere, ca ei.